Neaga. Bălașa pleacă. Este lăsat numai Adrian Neaga. Șut. Mingea trece prin zid, îl surprinde pe Tudor și din minutul 14 Argeșul conduce cu 1-0. Excelente recuperată lovitura liberă de către Adrian Neaga și 1-0 pentru FC Argeșatia. Al 12-lea gol în prima divizie pentru Adrian Neaga, cel care salută acum galeria și a cărui lovitură liberă o revedeți acum. S-a desfăcut zidul, fotbalișilor craioveni și mingea, iată cum a trecut pe lângă Tudor și a intrat în plasă. Angajament, Bogdan Mara este scos în afara spațiului de joc, pasează înapoi la autorul golului, șut de la distanță și gol! Paul Codrea, minutul 20. Un început foarte fals pentru echipa Goreță, 2-0, Paul Codrea. Șut de la circa 24 de metri și încă o dată portarul Daniel Tudor este spectator. Tudor degajează greșit. Fază periculoasă. Argeșeni aproape de 3-0 și într-adevăr 3-0, minutul 29. Îl vedeți pe Ioan Bogdan Mara. Chiar dacă nu s-au dat în minute bornă fixă, se poate spune că din 10 în 10 minute argeșenii au înscris până în acest moment. Greșeală mare a portalului Tudor și el nu a fost iertat de Mara. Nouă hiba de astăzi a Craiovei. Și Omcherechi degajează. Ghindă trece de burcă, revine craioveanul. Luftează Vlădoiu acolo, același Ghindă, șuta lui Bălașa. Gol! Minutul 28 al reprizei secunde. În sfârșit Piteștiul îndeplinește ceea ce prevedeam cu câteva minute în urmă, reușind să puncteze. Era normal, cine atacă și înscrie, cam ăsta e fotbalul. Un joc, dar un joc încărcat de pasiuni. Iată bucuria tribunelor arhipline ale stadionului Nicolae Dobrin. Golul capitanului Bălașa a venit în acest minut 28 al reprizei secunde. Bălașa, cel care a fost eliminat în prima etapă a returului în meciul cu Astra. Revedem luftul lui Burcă, insistența lui Vlădoiu și șutul de la aproximativ 22 de metri al lui Cristian Bălașa. 1-0 pentru FC Argeș. Acum se va schimba din nou fața jocului. Craiova trebuie să atace. Mai sunt cel puțin 18 minute din această partidă, probabil 20 cu minutele de prelungire. Timp ar fi, deci. De la aproape 20 de metri a șutat acolo Cristian Bălașa. Cred eu că Ștefan Preda a fost și mascat puțin. Să vedem. Inel Petre, o centrare, iese Agati, greșește și gol! Capitanul echipei Piteștene este omul potrivit la locul potrivit și scorul devine 1-1 în minutul 15 al reprizei secunde 60 al meciului. Ce greșeală tânărului portar pe 22 de ani, Argachi. Un goalkeeper care până la acest moment reușise prestații apreciate în primele trei etape și o repriză și ceva să spunem. O greșeală care, iată, costă echipa Universitatea cu un gol și 5 de metri pentru Dancia. Tănasă, se încurcă minge, șuta lui Tănasă,
ocazie au ratat piteștenii. Chirița, gol! Minutul 30 al reprizei secunde, 75 al meciului. Presimțeam parcă acest gol al piteștenilor care plutea în aer. Am spus-o încă din primele minute ale reprizei secunde și chiar din prima repriză, Universitatea s-a retras prea mult și prea devreme în defensivă. A venit acea ceală a lui Agapi din minutul 60, când cu ochii în soare, golkeeperul craiovean a scăpat mingea, permițându-i capitanului gazdelor Bălașa să puncteze. Iată că după alt sfert de oră este acum 2-1 pentru piteșteni. Cine ar fi crezut? Și totuși aceasta este realitatea. Gol înscris de Chiriță. Neașteptată, Sorin, căderea unei echipe totuși experimentare în componența în jucători experimentați cum este Universitatea Craiova. S-au văzut cu